Ce m-a interesat pe mine strict, practică, aplicat, lucru pe velier, ceea ce căutam eu, pus în practică, acțiunea, da? Că pe mine aia mă interesa în momentul respectiv, știi? Nu doar teorie, văzut, hai să discutăm, hai că poate o zi, două și aia era un curs de genul. Nu aia era ce căutam. Strict pe partea cu vele, da? Nu motor și... Aia sunt sătul de chestia aia. Vreau să văd senzația aia de vele când mergi numai cu vele, când cu vântul și când aia și... Nu știu, pentru mine aia e serenitatea aia pe mare și chestia asta, pentru mine aia e libertatea care nu ți-o dă nimic în lume. Dar știi că sunt foarte mulți oameni care mint pe internet, așa că... Asta e clar. Tu nu veneai să-mi oferi, mai știu eu ce program de ăsta, de nu știu ce, că te învăț, că faci. Nu, frate, tu mi-ai zis clar. Mergi, faci practica și înveți lucrurile ca după aia să poți să ieși singur cu un velier. Că aici e diferența, că ieși cu un velier, că ridici vele, că nu știu ce. Nu ieși cu o barcă cu motor care ai plecat cu ea din port și te-ai întors cu ea din port fără să riveri o vele. Ai o vrăjeală, adică nu aia căutam eu. Eu căutam exact partea de ce înseamnă navigația cu vele. Iar tu exact asta ai spus, mergem, facem practică și exact asta vei înveța și vei fi în stare după aia să pleci, să înțelegi tot ce înseamnă lucrurile astea, la ce înseamnă navigația cu vele, să o poți să o faci. Da. Mai duceți unul să-l ajutați la probă, la amperă? Oameni sunt nou. Și releu aici cine? Eu. Bine. Hai, las că ies eu. Ies eu pe partea asta. Ok. Mai în stânga, Alex, un pic, te rog. Lasă ancora. Lasă ancora. Nu contorizează. Nu oprim? Ancora, zic. Stop ancora! Foarte bine. Nu ți-a contorizat la noi. La varianta asta în care îi dai un pic înainte, dacă o faci doar aici e ok, dar dacă o să o faci în port, va trebui să mai tragi un pic de la în sus, să tensionezi. Dacă nu oprești din timp ca să tragi de el, ar fi bine să oprești mai din timp ca să poți să tragi un pic de ancor. Când îi dai un pic din motor, întâi inerție ca să vezi că te ține, și după ce s-a oprit barca, îi dai gaz durație constantă, ca să vezi că stă, sunt întins bine, ca să n-ai surprize peste noapte. Că dacă tu o tragi cu vinciu, după cum vezi, vinciu n-are putere să trage. Exact. Da, în rest, foarte bine. Bravo. Ridica ancora! Ridica ancora! Thank you.
Hai să o dăm mai departe la titratul Alex, ia dă eu. Captain Alex. Stai să vă cum punem asta la variera. Are importanță, nu are importanță. Avem un profesor. Poți să o pui oriunde. Avem doi. Așa? Stă? Da. Hai, cel stă? Puțin doi. Da. Unde astea? Nu vreau să vorbim despre ce faci tu ca și muncă, nu asta este ideea, chiar nu, ăștia sunt, nu știu, tu de ce râzi, mă? Nu se aude că e la valiera aici, de stai liniștit. Nu asta e ideea, zine cum ți s-a părut până acum tot programul fără cele două zile care mai sunt, sau nu știu, cum, ce ai simțit tu la experiența asta? Măi, în principiu a fost ceea ce căutam, că de-aia să nu mă întreb cum am ajuns la tine, că să fiu anume dacă mai știu în momentul de față. Un lucru care căutam era... Deci clar, mă pasiona partea de sailing și asta era ceva ce mă gândeam de mult timp, care n-am făcut-o, am mai fost din când în când cu prieteni, însă gașca cu care umblu erau de genul, ok, embarcațiune în motor, care însemna mai mult iachturi și lucruri de genul ăsta, sailing-ul tras de pariume la vele și manevre și asta la ei deja înseamnă muncă, că na, în fine. În schimb, pe mine asta mă atrage chestia asta, îmi place marea, îmi place ce înseamnă plecatul și libertatea asta care ți-o oferă de a merge în locații noi pe care le descoperi și micile aventuri, ca să zic așa, și nicio zi nu e la fel ca cealaltă. Și exact asta căutam. Și inițial țin minte că găsisem de program ce era la tine și asta și am vorbit cu, mă rog, unul din băieți, asociații tăi, așa, un prim, aveai cu chestia aia cu... Să faci un interviu, să faci o discuție ca să vezi dacă, mă rog, rezoneți cu oamenii și ce. După care, țin minte că după ce am discutat cu, uite, îmi pare rău că nu mai contează cum îl cheamă, unul din acestea, el mi-a zis, ok, o să te sune Cristi să ai o discuție cu el ca să vezi dacă te hotărești cu ok, vrei să faci acest program cu skipperul Ciclades sau nu. Țin minte că am vorbit și cu tine. Și zic, da frate, asta era exact ce vreau. Ce mă interesa pe mine, strict, practică, aplicat, lucru pe velier, ceea ce căutam eu, pus în practică, acțiune, da? Că pe mine aia mă interesa în momentul respectiv, știi? Nu doar teorie, văzut, hai să discutăm, hai că poate o zi, două și aia era un curs de genul. Nu aia era ce căutam. Eu știu ce înseamnă ieșitul pe mare, eu căutam strict pentru un velier ce înseamnă vele, ieșit, manevre, partea de astea, finețurile, lucrurile de zi cu zi, ce se întâmplă când ești pe mare, cum o situație una alta, cum o rezolvi, ceea ce faci, strict pe partea cu vele, da? Nu motor și aia sunt sătul de chestia aia. Vreau să văd senzația aia de vele când mergi numai cu vele, când cu vântul și când aia și nu știu, pentru mine aia e serenitatea aia pe mare și chestia asta, pentru mine aia e libertatea care nu ți-o dă nimic în lume. Și după ce am vorbit cu tine, știu că m-ai și întrebat pe alea pe WhatsApp la după aia, că mi-am zis, da, ok, gata, mă înscriu la asta la după puțin timp ce discutam. Și mă întrebați, gata, te-ai și hotărât? Zic, da, m-am hotărât. Că știu că aia, după ce am discutat cu tine și mi-ai zis lucrurile la ceea ce faci în programul ăsta cu Skills Click Hades, asta era exact ce căutam. Și am zis, da, gata, asta e, asta... Dar știi că sunt foarte mulți oameni care mint pe internet, așa că... Asta e clar. Ce te-a convins? Din ce ți-am zis? Pentru că tu nu veneai să-mi oferi mai știu eu ce program de ăsta, de nu știu ce, că te învăț, că faci. Nu, frate, tu mi-ai zis clar. Merge, faci practica și înveți lucrurile ca după aia să poți să ieși singur cu un velier. Că aici e diferența, că ieși cu un velier, că ridici vele, că nu știu ce. Nu ieși cu o barcă cu motor care ai plecat cu ea din port și te-ai întors cu ea din port fără să riverci o vele. Aia e o vrăjeală, adică nu aia căutam eu. Eu căutam exact partea de ce înseamnă navigația cu vele. Iar tu exact asta ai spus, mergem, facem practică și exact asta vei înveța și vei fi în stare după aia să pleci, să înțelegi tot ce înseamnă lucrurile astea, la ce înseamnă navigația cu vele, să o poți să o faci. Oricum să știi că s-a văzut cumva partea că nu ești străin de mare și de ce înseamnă, cred că a văzut-o toată lumea, adică eu unul cel puțin am văzut-o. Repet, nu vreau să ajung aici. Mă bucur foarte mult că e, din moment ce asta faci ca și job, este mult mai simplu să înveți doar un subpunct din asta și înțeleg. Oricum, te-ai descurcat super bine și felicită nu numai ție, ci tuturor, că despre asta este vorba. Care vreau să-l adaug, am avut noroc de un echipaj cu oameni deosebiți și care au lucrat
ok împreună, oameni care prima oară s-au văzut în viața lor și eu știu din ce înseamnă experiență pe mare să ai oameni care vin și nu s-au văzut niciodată până atunci și să integrezi oamenii ăia și să iai și să formezi un echipaj și oameni care lucrează împreună și care iau o embarcațiune și o aduc înapoi la mare în siguranță. Și pentru asta eu vreau să vă mulțumesc tuturor, pentru că, sincer, nota 10, n-am ce să zic de... Mulțumim! Excelent! Oameni care... Da, bravo, bravo! Asta face diferența! Asta da, face diferența pe aia. Un echipaj închegat echipajul care se trage, bă, lasă că e totul, da? Aici nu e despre o singură persoană. Că mulți spun că skipperul, că ăla e responsabil. Păi skipperul fără echipaj e cam zero. Că dacă echipajul trage într-o direcție, skipperul în alta, degeaba. Nu merge așa. E treaba skipperului să formeze un echipaj și să-i înveți sau să gestioneze anumite situații. Dar degeaba, skipperul dacă a pierdut suportul echipajului, iar oamenii nu sunt în stare așa, atunci nu, n-ai făcut nimic. Nu poți așa. Pe mare nu e așa. Pe mare nu ești de unul singur. Pe mare, când pleci pe aia, ești o echipă. Dacă nu înțelegi asta, vei avea dificultăți. Asta este ce vorbeam și astăzi pe drum. E partea de management de oameni și de faptul că, bă, deși fiecare are mândria lui, trebuie să trecem exact, peste nu, să rezolvăm chestia asta, pentru că o să o faceți cu prietenii voștri. O să vedeți că poate vin unii cu anumite tabieturi, cu anumite dorințe. Nu știu, că a văzut el că așa ar trebui și va trebui să gestionați chestia asta, pentru că trebuie să mergeți împreună timp de o săptămână. Mă bucur că ați văzut chestia asta, pentru că chestia asta e una, din punctul meu de vedere, foarte importantă. La capitolul ăsta de barcă, mai ales la început, până când vei fi în stare să mergi singur cu ea. Nu zic că nu vei fi, ci că nu vei fi la început. Ai nevoie de oameni, la fel ca în orice altă chestie, ca să poți merge mai departe și să, Doamne ferește, să pățești ceva. Ai nevoie de oameni care să te ajute, să comunici cu ei, să spună ce n-au înțeles, să le explici. Adică e despre oameni, nu e despre barcă sau locație. Da, clar. Experiența o dau anturajul, în primul rând, cu care ești și asta. După care vin locațiile, experiențele și așa mai departe. Bravo, felicitări! Mersi mult! Eu îți mulțumesc! Experiență excelentă! Maxim, chiar! Auzi, cred că o să fiu aia! Bă, ești nebun? Cred că pleci cu taxiul de data asta! Este este film pe YouTube, unul care și-a dresat câinele să-i lege barca la pontoni. Dar vreau să fac chestia asta. Deci să mor dacă te mint. Băi, ești nebun, tu ești singur. Asta e, că tu ai tânat cu ea de la Epa. Pentru asta e postul. Dar pentru asta, ea plase de... Ia, cum ai zis? Ar trebui să scoateți bani în plus, asta nu era în program. Nu? No? Aia zici? Păi să vă învățăm. Asta e chiar învățat. Plus chestia cu asta. Asta e bonus, asta e bonus. Chiar și am încercat să răsturnăm barca și n-am reușit. Și ne-am cam vorbit să reușim. Gabi, vă mulțumesc!